Hai mă, unde ești? Mă îngheață curul aici afară. Hei, stai mă, nu o să ghicești niciodată pe cine am văzut acum. Mai știi tipa aia de care ți-am zis că când ne-a făcut poze în pula goală la tot căminul și a postat pe internet? Da, da, din căminul de vis-a-vis. Bă, eu mă duc înăuntru, eu intru după ea. Scuză-mă, nu ești tu tipa care stă în căminul de vis-a-vis? Ce-i bă? Ce vrei cu ea, bă? Ha? Eu nu mă vreau să vorbesc cu ea. Bă, aici e club, aici am venit să dansăm, nu să vorbim, ai înțeles? Aici dacă nu știi dansa, nu ai ce să vorbești cu ea. Bă, băiat, eu n-am venit aici să caut probleme. Dacă vrei să dansezi, dansează tu. Oh, stai că-ți arăt eu dans. Hop. Am făcut 3 luni de dansuri de societate, băi. Mă, hai să te văd pe tine. Ce? Nu știi pe unde să mergi? Nu, ăsta a fost dansul meu, așa dansez eu. Du-te, bă, de aici, studentule. Băi! Cineva pe măsura ta, băi! Alt student. Mergeți, mă, în cămin și dansați hora, că mai mult de ta habar n-aveți. Ok. DJ, freacă disco. Sorela, uite ce tare e tipul ăla. Ce mișto dansează. Nu, nici într-un caz. Tu ești surioara mea mai mică și trebuie să am grijă de tine. Îl știu pe tipul ăsta și nu e de tine. Of,